Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă emisiune Media Obiectiv. Sunt multe noutăți pe scena politică. Astăzi le discutăm cele ce vin din partea Partidului Național Liberal. Este vorba de demisia recentă pe care, mă rog, s-a produs în sânul PNL Făgăraș. Dar despre ceea ce înseamnă politica liberală, pentru că mai avem puțin până la campania electorală pentru alegerile locale, despre ceea ce strategii vor stabili de acum încolo liberalii, discutăm chiar cu șeful liberalilor de la județ. În studio l-am invitat pe domnul Adrian Ioan Veștea, președintele PNL Brașov și președinte al Consiliului Județean Brașov. Domnule Veștea, bine ați venit! Bună ziua și vă mulțumesc de invitație. Cu siguranță că sunt foarte multe lucruri care trebuie să le lămurim de la ultima întâlnire în studioul dumneavoastră. Am făcut în așa fel încât de fiecare dată când am avut proiecte să comunicăm, fiindcă sunt foarte multe investiții și veți vedea în cele ce urmează, că sunt investiții, aș putea spune, istorice. Poate în ultimii 30 de ani nu s-au făcut atât de multe investiții în țara Făgărașului, iar eu, fiind de profesie economist, expert contabil, voi vorbi de cifre și vă voi spune exact care sunt lucrurile care noi le implementăm în foarte multe localități din țara Făgărașului. Vreau foarte pe scurt, pentru că vreau să ne axăm pe investiții, așa cum spuneați dumneavoastră, ca și subiect. Având în vedere faptul că sunteți de multă vreme în politică, nu cred că este primul episod, să zic așa, pe care îl trăiți, pe care îl depășiți. Așa e în politică, până la urmă s-a întâmplat acest lucru, din ce cauză? Nu, deci vreau să-i asigur pe făgărășeni că suntem o echipă unită, suntem împreună. Chiar pentru a ajunge la dumneavoastră la studio am fost însoțit de Nelu Mareș. Este o decizie pe care o respect. Eu de altfel sunt o persoană care în momentul în care sunt luate astfel de decizii nu încerc și nu doresc să fiu o persoană care să le impună anumite lucruri care țin de conduită. Este o decizie pe care Nelu a luat-o. El rămâne alături de noi. A și făcut comunicat de presă și a spus lucrul acesta. Este mânat în această direcție de o serie de probleme, unele de sănătate, de liniște, de ceea ce își dorește modul în care își dorește să-și petreacă timpul în perioada următoare. Mara Mareș este colega noastră, este unul dintre liderii importanți la nivel național, este președintele Tineretului Național Liberal, este o deputată zbătătoare, o persoană cu care eu mă mândresc și cred că dacă ar fi să facem o evaluare a lucrurilor care s-au întâmplat în decursul timpului și din punct de vedere parlamentar, Mara a fost cu adevărat o voce în țara Făgărașului și în Parlamentul României. Un lucru este cert, dacă stăm să privim în urmă, domnule Veștea, a fost primar la Râșnov, s-au întâmplat acolo multe lucruri benefice, ați venit pe urmă președinte la Consiliul Județean Brașov și iată, pas cu pas, nu zic că s-au întâmplat toate lucrurile deodată, ați reușit să ajungeți la niște fonduri pentru dezvoltarea județului, motiv pentru care dumneavoastră spuneți și bineînțeles cei care stau în spate pentru campania dumneavoastră, acest lucru vă recomandă să veniți în continuare la o candidatură pentru șefia Consiliului Județean Brașov. Sunt o persoană tânără, am 46 de ani, încă de la 30 de ani am fost ales pentru a fi ordonator de credite, să o numesc așa, în funcția de primar a orașului Râșnov. La vremea respectivă am pus foarte multă energie, foarte multă implicare. Cei care au trecut prin orașul Râșnov știu lucrul acesta. Revenind la Brașov, anul 2016 nu a fost un an în care a existat o candidatură uninominală la funcția de președinte al Consiliului Județean. După cum bine știți, am candidat pentru un al patrulea mandat pe care l-am câștigat categoric la o distanță foarte mare de ceilalți contracandidați la Râșnov, dar opțiunea colegilor mei a fost aceea, fiind și primul pe listă, de a reprezenta Partidul Național Liberal pentru președinția Consiliului Județean. Am făcut în așa fel încât să răspund acestei provocări prin rezultatele care astăzi vi le pot prezenta. Și aici am mers pe trei direcții de infrastructură. Sunt trei direcții în care mi-am spus cuvântul. Vorbim de proiectele de infrastructură rutieră și aici sunt proiecte istorice și o să vi le detaliz în perioada următoare. Vorbim de infrastructura din sănătatea, din spitalele care sunt în subordinea Consiliului Județean Brașov și de asemenea realizarea aeroportului, un obiectiv care este extrem de
așteptat de către brașoveni și nu numai. Iată, în acest mandat, vă întrerup puțin, ați prins, să zic așa, și niște momente istorice cu ghilimelele de rigoare, zic eu, adică ați fost pus într-o postură să luați niște decizii acum, repede și pe moment, fiindcă vorbesc de sănătate. Da, da, e vorba fost, de am fost puși, pandemie până da, la urmă. Am fost puși în situația în care să parcurgem această etapă, da. Dar aș vrea să iau cele trei obiective da. Care astăzi ies în fața cetățenilor cu ele. Deci, dacă stăm să ne raportăm la ceea ce s-a întâmplat până în anul 2016, putem spune că județul Brașov era la coada clasamentului, nu accesase nici măcar un euro din fonduri europene pentru drumuri județene. De această dată suntem pe o poziție fruntașă, avem 300 de milioane de lei în implementare, avem în implementare doar din fonduri europene aproximativ 100 de kilometri de drum, drumuri care vor fi la standarde de drumuri județene cu audit de trafic și aici aș putea spune că unul dintre sau jumate din cei 300 de milioane merg către modernizarea drumului interjudețean, drumul pe Sumunte, cum este cunoscut, drumul care începe la Șinca Veche. De mare interes pentru făgărășeni și nu numai. De mare interes pentru făgărășeni este un proiect de în valoare de aproape 143 de milioane de lei. Am dat ordinul de începere a lucrărilor încă de anul trecut, am parcurs toate etapele care erau obligatorii de la întocmirea proiectului tehnic după ce am fost declarați eligibili și până la derularea procedurilor de achiziție, iar astăzi reabilităm, după cum v-am spus, 49 de kilometri de drum până la granița cu județul Sibiu. Suntem într-un progres foarte bun, se lucrează la poduri, la podețe. Suntem în situația în care în luna august vom începe să turnăm covor asfaltic pe o parte din acest proiect. Ați avut o șansă mare, constructor serios, să da. Zic așa, pentru că iarăși e una dintre problemele cu care cred că deja sunteți obișnuiți da. Și v-ați confruntat de-a lungul lucrărilor. Toate autoritățile locale da. Se confruntă cu astfel de probleme. Un alt proiect este modernizarea drumului județean 102G între Victoria și Viștișoara. Vorbim de 9 km 900, aproape 10 km, un proiect de 38 de milioane de lei. Este un proiect pe care îl avem în finanțare pe Programul Național de Dezvoltare Locală și este cofinanțat din bugetul propriul Consiliului Județean. Un alt proiect care este tot de infrastructură rutieră, drumul care face legătura între Mănăstirea Brâncoveno-Valea Sâmbetei, un proiect de 5 milioane de lei. Alt proiect care este pe final și aici o pot spune cu bucurie, dacă în ultimii 50 de ani nu s-a mai construit un pod peste Olt, știm că râul Olt este râul care străbate județul nostru și este un râu care poate crea o barieră din punct de vedere al mobilității, iar cetățenii sunt nevoiți de multe ori să străbată kilometri întregi pentru a ajunge dintr-un capăt într-altul al podului. Putem spune că deja avem două poduri finalizate. Este vorba de podul de la Hălmea, care urmează în perioada următoare să-l inaugurăm și să-l dăm în folosință. Este foarte adevărat, acolo a fost un pod provizoriu și este un pod de lemn, un pod care s-a construit acum 100 de ani, numai că provizoratul ăsta a durat până am ajuns noi la conducere și am reabilitat vreo 100 de ani de zile. Avem podul de la Crihalma, de la Comana, un alt pod care este de asemenea într-o etapă foarte avansată în urma diligențelor mele făcute la Compania Națională de Investiții. Am reușit să-l finalizăm. Acela e gata. Este gata. Circulă pe el, da, nu? Un alt pod pe care îl avem în vedere este podul de la Voila, care merge spre Cincu. Am făcut anul trecut 3 licitații. Anul acesta am făcut 3 licitații în care n-am avut niciun participant. Nu a existat interes pentru niciun constructor de a se implica în acest pod. Așa de greu. Podul acesta are și o soluție tehnică, care este mult mai grea, se bazează pe niște arce care sunt în... Deci, practic, nu are niciun picior în albia râului și din acest motiv nu a existat nicio firmă interesată, dar de această dată avem 2 competitori și suntem în procedura de evaluare. Deci e speranță. Vă întrerup puțin, domnule Veștea. Având în vedere pregătirea dumneavoastră și ceea ce îmi spuneți până acum, de unde fonduri? Pentru că la un moment dat... Vreau să vă spun că doar pe Țara Făgărașului, că sunt o serie de drumuri pe care urma să vi le prezint, dar doar pe Țara Făgărașului astăzi avem în implementare aproape 270 de milioane de lei. Bani care vin către infrastructura rutieră, poduri, podețe. Și vă spun lucrul acesta că este o sumă istorică, fiindcă în decursul anilor nu a mai existat
proiecte și dacă ar fi fost strict să ne bazăm doar pe resursele proprii ale Consiliului Județean, ar fi fost foarte greu să demarăm astfel de proiecte. Sigur că da. Ne-am bazat foarte mult pe Programul Național de Dezvoltare Locală, am apelat la fondurile europene și am accesat extrem de mulți bani și de asemenea ceea ce a contat foarte mult că am obținut și de la Compania Națională de Investiții sprijin în momentul în care l-am cerut. E vorba de sprijin politic aici, dacă vorbim, pentru că suntem, să zic, într-o etapă din acest neapărat, punct de vedere. Nu aș vrea să cred că există neapărat, să zic eu, departajarea este făcută de politic. Am făcut în așa fel încât să pregătim studii, să pregătim documentații tehnice competitive în care să nu putem, adică să nu putem fi eliminați. Iar competiția pe fonduri europene a fost o competiție acerbă între toate cele 6 județe ale regiunii 7 Centru. În prezent sunt președintele regiunii 7 Centru al Consiliului de Dezvoltare Regional și am făcut în așa fel încât să uzăm de toate oportunitățile posibile prin documentații foarte bine întocmite și foarte bine fundamentate. Se știe că Țara Făgărașului are numeroase primării conduse de primari liberali, că așa a fost să fie. Cum comunicați cu primarii liberali? Ce părere aveți de proiectele pe care le-au implementat sau care trebuie implementate? Țara Făgărașului este de dreapta. Este o dovadă demonstrată în ultimii 30 de ani. Deci, practic, fiecare dintre comunitățile din Țara Făgărașului au avut viziuni de dreapta. Sunt oameni harnici, oameni care s-au zbătut pentru proprietățile lor. Știm foarte mult faptul că au creat o puternică rezistență odată cu venirea comunismului, iar acești oameni nu au cum să fie cu stânga și sunt oameni de dreapta. Din acest motiv, toate comunitățile din Țara Făgărașului, în mare parte, sunt conduse de către primari liberali, de colegi de-ai mei de partid, persoane cu care colaborez foarte bine, fiindcă am făcut în așa fel încât să îi ascult, să le explic lucrurile care țin de experiența mea, să-mi însușesc lucruri care țin de experiența lor și am făcut în așa fel încât să le răspund de fiecare dată la telefon, să-i ajut pe partea de obținere de avize, de autorizații pentru lucrările care le-au în curs. Am făcut în așa fel încât în momentul în care s-a publicat lista pe Programul Național de Dezvoltare Locală cu proiectele localităților, să-i invit pe toți la Consiliul Județean și să-i întreb ce dificultăți întâmpină, unde se blochează, ce ar trebui să fac eu, cum ar trebui să-i ajut și am reușit, fiindcă orice ban care este adus în județul Brașov, indiferent de ce comunitate, este un ban binevenit și în felul acesta creăm bunăstare cetățenilor județului Brașov. Cum ați comunicat cu legislativul până acum, da? Pentru că urmează, se schimbă multe persoane pe liste, pentru că dumneavoastră sunt sigur că Nu se vor schimba foarte multe persoane pe listă. Pe lista Consiliului Județean se vor regăsi cel puțin 3 persoane în prima zonă de eligibilitate. Am toată convingerea că la modul la care suntem reprezentați, la modul la care ne-am făcut datoria față de cetățeni, vom obține un număr semnificativ de mandate, fiindcă sunt lucruri care sunt vizibile. Deci dacă până acum prezentau tot felul de desene, vorbeau de aeroport în fiecare campanie electorală, de această dată sunt foarte multe postări live pe care le fac de la aeroport, prezint grafice de execuție, iar astăzi aeroportul cu siguranță nu o să mai auziți pe niciunul dintre candidați că va dori să realizeze, fiindcă este deja într-o proporție, deci până la finele anului va fi realizat într-o proporție de 90%. Un obiectiv atins până la urmă, Este un obiectiv care a fost foarte, foarte mult vehiculat în campaniile electorale. Da. Toți cei care candidau promiteau că vor face aeroportul, cetățenii nu mai credeau în acest proiect. De fiecare dată când le spuneam că voi finaliza acest obiectiv, îmi spuneau, au mai fost și alții și i-am văzut, sunteți toți la fel și nu cred că vei reuși să faci acest lucru. Găsiseră tot felul de mituri, că nu să te lăsați de Sibiu, că nu să te lăsați de București, că de fapt aeroportul acesta nu avem cum să-l facem. Le-am arătat că sunt în stare să-l fac. De fapt, problema cea mai mare era resursa financiară. Trebuia găsită soluția financiară pentru a putea să implementezi proiectul, fiindcă în momentul în care ai o resursă financiară poți să faci proiecte. Lucrul acesta se întâmplă și în familiile noastre. În momentul în care ai o leafă bună, poți să te apuci să schimbi mobila, să te apuci să-ți creezi condiții mai bune. Același lucru îl facem și noi. Și am avut șansa de a
crea resursa financiară și astăzi putem spune că suntem într-un progres foarte bun și construim primul aeroport după anul 1974. Perioada, eu m-am născut în decembrie 73, cam, cred că este contemporan cu mine ultimul aeroport care s-a construit în România. Știți foarte bine, ca și mine, că lumea își dorește infrastructură modernă și aici mă refer, pe lângă faptul că drumul de sub munte ne acordă, să zic așa, o facilitate extraordinară și în zona Brașovului sau pentru cei care tranzitează zona și merg către București, se discuta despre șosea, despre autostradă. Da, am stat de vorbă, am avut foarte multe întâlniri cu domnul ministru Bode, cu domnul prim-ministru Ludovic Orban și le-am expus interesul pe care îl avem noi ca și comunitate, județul Brașov. Ne dorim să avem legătura cu Sibiu, din ce înțeleg legătura Sibiu-Făgăraș este în linie dreaptă, urmează să se realizeze. De asemenea, între Făgăraș și Brașov exista o contestație care era în instanță, iar aici, la nivel guvernamental, din câte am înțeles, s-a luat decizia de a-și asuma această situație și de a merge mai departe. Este foarte necesar să ne legăm și cu Moldova și există în prezent în derulare, chiar m-am întâlnit cu proiectanții care execută proiectul Brașov-Bacău, un proiect extrem de important atât pentru noi cât și pentru Moldova și cât și pentru județul Covasna, un proiect care, pentru care se întocmește în prezent documentația tehnică, iar un alt proiect care este extrem de important este autostrada Comarnic-Brașov. Este un proiect care de asemenea a fost vehiculat de foarte multe ori. Este un proiect greu, trebuie să făcute foarte multe tuneluri, iar acest proiect înțeleg că va fi asumat printr-o finanțare de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Ar fi foarte bine ca aceste obiective să se întâmple, fiindcă în felul acesta județul nostru s-ar lega de toate celelalte zone ale țării, atât spre vest cât și spre sud și mai ales spre Moldova. De asemenea, avem un alt proiect care l-am depus pe Compania Națională de Investiții, o variantă alternativă a drumului DN1, care va face legătura între Săcele și Câmpina. În felul acesta am putea scurta timpul de deplasare pe care astăzi este extrem de greoi între Comarnic și Brașov. Acestea sunt proiecte de infrastructură extrem de importante. În felul acesta, Brașovul va avea o explozie foarte mare, având infrastructura rutieră și de asemenea aeroportul, fiindcă astăzi suntem cea mai importantă destinație turistică a României. La noi în Brașov, în țara Făgărașului, în Rupea, în țara Bârsei, sunt foarte multe monumente istorice care sunt foarte, foarte bine puse în valoare. De asemenea, avem foarte multe biserici fortificate, avem parcuri de agrement și acest lucru ne conferă acest statut. Avem oameni harnici, oameni care s-au implicat în dezvoltarea turismului, în crearea de locuri de cazare, în crearea de spații de alimentație publică și în felul acesta putem spune că cu toții, ca și comunitate, am dus județul nostru pe primul loc în ultimii 3 ani de zile la nivel național. Să dea Dumnezeu să scăpăm de această perioadă, zic eu, dificilă. Să dea Dumnezeu. Și să vedem și ceea ce se va face la Herghelia de Cai Lipițani, da, de la sâmbăta de jos, la castelul Bruckenthal. Am avut șansa de a propune niște persoane competente la Regia Națională a Pădurilor și am încă de la început acești colegi ai noștri care sunt în Consiliul de Administrație au mers cu o misiune. Misiunea a fost aceea de a încerca să valorificăm potențialul pe care îl avem noi în județul Brașov și această resursă poate veni din diverse direcții. Fie că dacă vorbim de apele române acolo, trebuie să reușim să îndiguim cât mai mult. Dacă vorbim de păduri, trebuie să vedem ce au în patrimoniu și aici ne referim la Herghelia de la Sâmbăta de Sus, care este în patrimoniu Regiei Naționale a Pădurilor. În prezent se lucrează la documentație. Proiectul va fi depus pe Compania Națională de Investiții. Cred că este un proiect extrem de important. E un punct de atracție. Ați fost un acolo. Un punct de atracție foarte mare pentru țara Făgărașului, alături de celelalte obiective importante din țara Făgărașului și am văzut o promovare foarte bună făcută de Asociația Țara Făgărașului, de Florin Ioani, de ceilalți colegi ai mei care sunt extrem de activi și vă spun că n-am văzut și nu am crezut că va exista fiindcă o echipă atât de unită de primari pentru a se promova și pentru a promova țara Făgărașului la modul la care o fac, fiindcă, de fapt, fiecare primar are
orgoliul lui, are identitatea lui, dar de această dată se pare că aceste lucruri funcționează foarte bine, iar ei s-au înțeles și împreună se promovează și gândesc un concept integrat de promovarea turismului pentru fiecare zonă din țara Făgărașului. În altă ordine de idei, fiindcă pomeneați că și-au dat mâna, știți foarte bine că a fost o discuție și referitoare la Parcul Național Munții Făgăraș. Da, am făcut diligență și am fost la ministrul apelor, pădurilor și mediului, am stat de vorbă cu domnul Costel Alexe, i-am spus care este situația și care este așteptarea primarilor noștri de pe țara Făgărașului și a comunităților pe care le reprezintă. Mă bucură că am găsit înțelegere, iar în momentul în care vom avea posibilitatea, noi ne-am propus chiar să devenim custode Consiliul Județean, alături de primăriile din țara Făgărașului, să devenim custodele ariei protejate din masivul Făgăraș. Sper ca și Herghelia să fie cât de repede redată turismului, fiindcă avem foarte multe lucruri care țin de unicitate, sunt foarte multe valori, să le numesc așa, pe parte de echitație, pe care ar trebui să le exploatăm, nu numai ca și județ, ci ca și țară. Înțeleg că aici sunt cele mai multe linii de cal lipițan și acest lucru ne dă posibilitatea de a atrage atenția și de a avea o prezență cât mai mare din punct de vedere turistic. Ce alte puncte, să zic așa, pe agenda dumneavoastră de lucru și nu numai la Consiliul Județean? Mă refer că nu înseamnă că această campanie electorală sau alegeri locale întrerupe activitatea, da? Nu au întrerupt și nu vor întrerupe deloc, fiindcă sunt într-o continuă alergare, sunt o persoană extrem de energică, iar toată viața nu am lucrat cum lucrează unii doar în campanie electorală. Am fost o persoană vizibilă, o persoană prezentă în toate comunitățile din județ. Am venit cu proiecte palpabile și sunt lucruri care astăzi, după 30 de ani, le vedem împlinite. Am găsit, din păcate, și visteria goală în anul 2016. Am avut un grad de îndatorare foarte mare lăsat de vechea conducere. Am avut foarte multe probleme care țineau de patrimoniu, de situația juridică a spitalelor și a altor instituții care sunt în subordinea Consiliului Județean. Voiam să vă întreb acum, care vi se pare cea mai stringentă problemă? Da. De când sunteți dumneavoastră președinte? Am făcut în așa fel încât, și aici iar auzi foarte multe voci demagogice care, necunoscând realitatea sau cunoscând-o, o trunchează, vorbesc despre ce s-a întâmplat în acești ani pe partea de sănătate. Dacă și aici am niște tabele în care pot vorbi de ce s-a întâmplat începând cu anul 2010, de când aceste spitale au fost preluate de către Consiliul Județean, sunt sume modice, le-aș numi eu, sumele care au fost alocate în trecut acestor unități medicale. Dacă stăm să ne raportăm, în anul 2014 s-au alocat 522.000 de lei către Spitalul Județean, deci dacă ne uităm la totalul pe fiecare an în parte, în anul 2010 s-au alocat 3.800.000, 2011 3.700.000, să venim mai încoace. Bani destinați pentru unitățile medicale care sunt în subordinea Consiliului Județean. În anul 2014 4.929.000. În anul 2019, ca să nu vă spun 2017, 23.000.000, în anul 2019 am alocat 35.000.000. Bani erau care pentru sunt funcționare? Bani care sunt implementați în proiectele unităților medicale, care sunt în subordinea noastră. Și pentru dotări și pentru reabilitare sunt 35.000.000, iar anul acesta am ajuns la 56.000.000, bani care sunt alocați fiecarei unități medicale din subordinea Consiliului Județean. A fost discuția aceea cu Spitalul de Boli Infecțioase, pe care o să o ating și pe acesta. Da. Deci mai mult deci 56.000.000 sunt bani care astăzi sunt alocați din bugetul propriu unităților medicale. Avem peste 50.000.000 de lei, bani care îi avem în implementare pentru unitățile de primire urgență și pentru ambulatoriile din Brașov. Vreau să știu ce s-a întâmplat până în anul 2016 de cei care consideră că s-au implicat în Consiliul Județean. Nu a existat sume atrase din acest punct de vedere. Am adus foarte multe echipamente de la minister. În prezent am avut două investiții guvernamentale care s-au derulat în mandatul meu. Maternitatea, și putem spune că maternitatea din Brașov este un exemplu la nivel național. Avem de asemenea unitatea de primire urgență, un alt proiect care îl implementăm în curtea Spitalului Județean. Recent a fost Raed Arafat, secretarul de stat la Brașov și frecvent a venit și Nelu Tătaru, ministrul sănătății.
Asta dovedește faptul că suntem luați în seamă, faptul că suntem bine reprezentanți la nivel național. Ce-au spus? Acești oameni au venit în urma solicitării mele. Domnul Raed Arafat a venit pentru a vedea această secție modulară care am construit-o în curtea Spitalului Județean. În momentul în care a apărut această pandemie, în urma discuției care am avut-o cu managerii spitalelor din județul Brașov, am luat decizia de a implementa o astfel de unitate modulară, o secție de terapie intensivă de 28 de paturi. În ce stadiu se află? Suntem într-o etapă extrem de evoluată. Pe data de 21 august se va finaliza această investiție. Iar în prezent am avut discuții cu conducerea Spitalului Județean de Urgență și de asemenea cu conducerea Direcției de Sănătate Publică. Au înaintat o adresă către Ministerul Sănătății și către Ministerul de Interne, către acea structură de la nivel național care se ocupă pe partea asta de situații de urgență și vom primi tot ceea ce înseamnă paturi, injectomate, infuzomate, monitoare, ventilatoare și în felul acesta, pentru toți cei care erau sceptici, să gândeau că o să o construiesc și nu o să aibă utilitate, îi pot asigura. Va fi suport COVID acolo, spital da, COVID. Va fi un suport pentru toți cei care ajung într-o situație critică și au fost astfel de situații. Practic vom avea 28 de paturi noi, complet utilate, cu echipamente. 14 vor fi pentru terapie intensivă, pentru cei care sunt foarte grav și trăiesc ventilați, iar celelalte 14 vor fi pentru terapie intensivă intermediară, pentru cei care au forme relativ mai ușoare și în felul acesta putem să rezolvăm această problemă. Vreau să vă spun și despre ceea ce s-a întâmplat la secția de boli infecțioase. Secția de boli infecțioase astăzi, din punct de vedere legal, nu mai poate funcționa ca unitate independentă. Avem doar 60 de paturi care sunt funcționale conform normativelor care astăzi sunt în vigoare. Acest spital nu se poate extinde nici stânga, nici dreapta, fiindcă nu ne permite, sunt alte locuințe în zona respectivă, iar acest spital va deveni o secție a spitalului de pneumofiziologie. În felul acesta optimizăm și în felul acesta găsim soluția și de funcționare. Și Murzescu se mută, da? De asemenea, o să mutăm tot ceea ce avem, fiindcă tot astfel sunt oameni care astăzi vorbesc despre ceea ce s-a întâmplat în mandatele trecute. Au vândut spitale și acest lucru trebuie să-l știți. Noi astăzi funcționăm în chirie cu Spitalul de Neurologie de pe strada Mihai Eminescu și plătim chirii serioase. Am avut drept de preemțiune. Dacă erau preocupați, trebuiau să cumpere această unitate medicală și să nu stăm în chirie. Tot ceea ce înseamnă în zona Stejeriș, unde nu am putut să facem sub nicio formă, niciun fel de modernizare, fiindcă este în proprietatea unei persoane. De asemenea, jumate din spitalul respectiv este în proprietatea unei persoane. Am avut un alt spital care era pe șirul Gheorghe Dima, cu specific de ăsta de boli transmisibile, care de asemenea a fost înstrăinat. Stau și mă uit astăzi la o serie de domni și doamne care vin și povestesc despre lucrurile pe care ei le-au lăsat în urmă. În momentul în care am venit eu președinte, am întăbulat spitalul de copii, fiindcă nu eram eligibil pe fonduri europene. Am întăbulat spitalul județean, fiindcă aveam situații litigioase acolo și nu aveam posibilitatea să depun corpul nou la Compania Națională de Investiții pentru a putea să fie finanțat. Avem chirie la Spitalul de Neurologie, la Spitalul de Pneumo. Deci am întăbulat aproape tot ceea ce am avut din punct de vedere patrimonial, iar astăzi putem spune că da, județul Brașov, nu putem să nu privim lucrurile real și să nu fim sinceri cu noi. Da, sunt unități medicale care sunt extrem de vechi, sunt construite în perioada comunistă. Idealul meu și dorința mea este de a construi un spital regional. Sunt alături de George Scripcaru și am participat la foarte multe discuții și cu siguranță în mandatul următor prioritatea va fi pe partea de sănătate, va trebui să construim un spital al zilelor noastre, cum construim și aeroport, cum facem și străzi și este obligatoriu să dăm ocazia, să dăm brașovenilor șansa de a fi tratați pe partea de sănătate. Dar să privim lucrurile și dacă le luăm și aș vrea să privim realist care sunt spitalele în subordinea noastră, Spitalul Județean, reabilitez corpul
B, pe fonduri de la Compania Națională de Investiții. Au fost modernizări foarte ample. Acolo se construiește o unitate de primire urgență nouă, în mandatul meu. Am construit această unitate de terapie intensivă. Am cumpărat echipamente care nu există nici în mediul privat la spitalele consacrate. Dacă, Doamne ferește, cineva are un atac cerebral și în urma tratamentului de tromboliză nu se elimină cheagul de sânge, avem un echipament care poate extrage cheagul de sânge. Secția de tromboliză și de neurologie a Spitalului Județean a fost declarată cea mai competitivă la nivel european, în sensul acesta i s-a acordat chiar și un premiu doctorului Falup și celor din secția respectivă. Pe partea de maternitate, cei care n-au fost în maternitate, cred că astăzi nu există condiții în România mai bune decât cele din maternitatea din Brașov. Spitalul de neurologie, am cumpărat echipamente fiindcă oamenii erau puși pe drum, în momentul în care aveau accident vascular, nu exista un computer tomograf care să le evalueze la vremea respectivă și ulterior imediat să-i fie aplicat tratamentul de tromboliză și în sensul acesta am dotat cu echipamente, modernizăm această unitate medicală și părerea mea este că lucrurile sunt comparabile dacă aș putea deci să lucrez pe 20 mulțumit. De ani. Sunteți de asemenea, mulțumit de rețea. Fiecare, spitalul de copii, sanitare, spitalul da. De copii este un spital care are caracter regional. Nu numai județul nostru apelează la spitalul de copii, vin și copii din Covasna, din Harghita, cu diverse afecțiuni, fie afecțiuni care țin de diverse traume, unele care, să zic așa, sunt native. Și lucrurile astea se văd fiindcă am modernizat toate secțiile. Am mers, și vă rog să mă credeți, că am doi copii și am avut situații în care am fost și în mediul privat la spitale și am fost și la cel de stat. Deci astăzi Spitalul de Copii din Brașov rivalizează în orice moment cu orice clinică privată din România. Și oricum, domnule președinte, veștea o să le discutăm punctual, dar acum pe final, de foarte scurt, e clar, s-a văzut, dumneavoastră îl susțineți în candidatura pentru primăria Brașov pe actualul primar, pe domnul George Scripcaru. Vreau să vă întreb cum va decurge votul pentru președintele Consiliului Județean Brașov în acest scrutin electoral. Votul pentru președintele Consiliului Județean Brașov va fi un vot uninominal, va fi un vot care a mai fost și în legislațiile trecute. Fiecare după cetățean model. Are dreptul de a opta individual pentru o persoană care este președinte, și-a depus candidatura pentru președintele Consiliului Județean. În ceea ce privește Făgărașul, îl susțin pe domnul Lucian Cupu. Este o persoană destoinică, o persoană cu notorietate, s-a bătut și m-am întâlnit cu el din poziția de lider de sindicat, a fost implicat în mai multe proiecte legislative, de această dată este un proiect major în Făgăraș, vorbim de fabrica de pulberi, un proiect de 22 de milioane de euro, bani care vor veni către această comunitate și va crea un număr mai mare de locuri de muncă. Deci candidatul PNL la primăria Făgăraș? Deci candidatul PNL la primăria Făgăraș este domnul Lucian Cupu, persoană despre care cu siguranță vom vorbi și în toată această lume. Sigur că da. Domnule președinte, mulțumesc pentru prezența în studio, vă mai așteptăm și până ne vom întâlni, vă dorim succes. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, și dumneavoastră vă mulțumim pentru atenție. Toate cele bune!